19 martie, n-am putut să mă abțin, să nu dau o fugă astăzi aici, să văd despre ce-i vorba. Prea bine nu este, dar din experiența anilor trecuți, ceva va rămâne. Că sunt câteva cireșe, că sunt câteva prune sau nu știu de caise. Caise, într-adevăr, nu cred că o să fie, o să mâncăm vreo caisă. Așa că jihadul caișilor va continua la mine aici. Urmând să rămân cu 3-4 caiși. Când vor face, fac și o dulceață, un compost și la revedere. Undeva după prin februarie, așa, când am văzut eu că e vremea bună, iarna super, jihadul compoturilor, toată lumea mânca compot. Dimineața, prânz și seara. De care vrei? De vișni, eu am poftă de caise, pa! Când zic, bă, iarna ușoară, zic, să ne prospătă, nu mănânc de 3 ani. Acum deja am pus lacătul pe dulap. N-am pus lacătul, dar oricum este mai... ne uităm cu jin la ele acum. Le apreciem, mom, lasă, o să-l apolo. Clar, o să ne lămurim undeva săptămâna viitoare, când s-o încălzi, undeva miercuri, joi, dacă încep să cadă, de exemplu la caise, dacă încep să cadă muguri, e clar că nu mâncăm nicio caise. Nu știu, la piersic, nu erau chiar așa înaintați, dar și asta este, nu avem ce să facem. Noi să fim sănătoși. Pe ce sunt sigur? Sunt sigur pe măr. Mărul, de-aia și cu timpul tot am dat și am pus măr, am tăiat. Ca aici timpurii am tăiat, eu știu, tot ce a picat am pus meci, de toate felurile. Mărul e garantat și îmi plac merele, mănânci până târziu. Dacă să țin 15 caiși, să-mi iau nicio caise. Morții măsii, asta este. Vedem săptămâna viitoare ce va fi. Spor la treabă. Asta e.